Din fericire, inclusiv pentru dumneavoastră, Parlamentul încă are, mai are voie să adopte legi fără să fie băgat în pușcărie. Nu, vorbesc serios. Și nu vă critic pe dumneavoastră. Dar vă spun, încă, din fericire, în România, Parlamentul are dreptul să adopte legi fără ca parlamentarii să fie băgați în pușcărie pentru așa ceva. Au fost legi declarate neconstituționale de-a lungul vremii și vor fi în continuare. Pentru că parlamentarii au o anumită opinie atunci când votează. Nu toți sunt constituționaliști. Din câte știu eu, Curtea Constituțională are doar 9 judecători. Restul, sigur, ne putem da cu părerea că suntem foarte buni constituționaliști. Dar un parlamentar votează așa cum dictează conștiința, așa cum crede el. De-aia e trimis poporul acolo. Nu este specialist în Constituție.